Nu l-ai adus pe Cătălin? Nu-mi vine nici pe Cătălin. Am făcut anunțul ăsta la Camera Roșie, era în luna ianuarie, deci am așteptat până în iulie. Deci, fetelor, funcționează. Da, funcționează. Stai așa, da, uitați, cum am eu o idee de ceva timp, of, nu știu cum să fac să fiu auzită. Dar poate voi fi auzită acum. Mă gândeam, având în vedere că este aceeași companie care face această emisiune minunată de altfel, care a adus atât de mult succes în Canal D, și mă gândeam că, iată, începe o altă emisiune care iarăși este o emisiune de mare succes, și anume Survivor. Eu tot zic, tot propun, cine știe, să facem cumva, să ne ducem și noi într-un weekend. Da, sau să facem eu pot să mă duc cu mai multe weekenduri. Sau să... Ce am zis? Păi de ce nu te duci? Vrei să fii concurent? Păi am lăsat să mă duc, eu mă duc. Te duci? Da. Eu te las. Da, vorbi cineva, da, poate aici și nu zic cine. Și chiar mă dorește acolo și a zis să termin aici la dumneavoastră și apoi mă pot duce acolo. Păi te îmbăție. Și acolo poate găsești și dragostea. Nu! Dragoste. Bine, mă duc pentru probe atunci, na. Ascultă-mă, ascult. Te învăț eu. Le faci pe amândouă. Paralel? Nu, fără să știe nimeni, nu deranjezi pe nimeni. Nu pleci de aici prin descalificare. Seminar. Exact, exact. Te duci acolo, două, trei săptămâni, scoți toți nervii din tine. Știi, niște bani și mă întorc în și vină. Dacă nu mai păi da, eu vreau, dacă se poate, băieți, eliminați-mă. Aoleu, mi-e frică rău. Băieți, eliminați-mă, că totul mă întorc și aici. Așa. În termini mințiune, acolo și apoi vin iar la voi. S-a schimbat. Fii atentă, uite-te la mine. Eu pot să te las pe tine să te duci dacă vrei. Dar îmi completez formularul acum, să te înscrii acum. Păi pentru Survivor? Da, pentru Survivor. Dar nu scrie în turcă? Dacă e română, da. Dacă scrie română, da. Ascultă-mă bine, eu te las pe tine să te duci la Survivor, da. Dacă te înscrii acum, nu mai poți să mai dai înapoi. Acum mă scriu, dar are 50 de pagini ca și ăsta de la Puterea Dragului. Nu. Haide, nu. Adu formularul că mă scriu. Ești sigură? Da, mă duc. Eu chiar vreau să mă duc, de mult vreau să mă duc și chiar mă vrea cineva de aici. Vrea ceva, nu? Mariana, dar Mariana, vrea să știi altcineva, că mă enervezi pe mine. Da, haide, la dus-o. Adu telefonul să te înscrii pe site, acum. Cum? Adu telefon. Oxana, vrei ceva nou? Dar are voie să se reîntoarcă? Da, și eu am avut o dorință, Andreea. Dacă și... votatul? Și eu am avut o dorință. Și am avut o dorință, Andreea, și mă rugați să aici mergi la... Să vină Victor Slav. Tu ce vrei? Ce vrei? Zic că e luna cadou. Să cunoască cu Victor Slav. Să cunoască, zic să vină Victor Slav. Să vină în vizită. Să vină în vizită. La băieți să vină și după să la fete. Ce să caute, măi? Are copil acasă lăsat. Hai, www. Este singur. www. Survivor. Survivor. Dar tu crezi că l-am învățat între timp pe engleză? Și că... How are you? Da. Punct. Nu, România, Survivor, România.com sau ro. Ro? Cum? Ro. Ro. Survive.ro. Dă-i. N-ai net. Da, ce ați făcut? Păi nu aveți voi net bun. Fii atentă, nu închide pagina. Nu închide pagina, intri. Și te înscrii, scrii datele personale, știi tu? Cum te înscrii și aici, te înscrii și aici. Datele mele, da, personale, da. Uite că am net, cum zici că nu am, uite. Mariana. Pungro. Fii atentă că s-ar putea să ducă și Jador. Cum? Nu, dar Jador a zis că el nu. A zis dacă Mariana... Vezi că dacă se face bine, se duce. Dumneavoastră așa iarăși mă puneți la încercare. Nu, spun adevărul. Nu. Continuă. Treaba ta. Nu funcționează, Andreea. Ți-am zis că s-ar că e bun pentru mine. Caută pe Google. E bun pentru mine, Survivor ăsta. Caută pe Google. Pe canal de.ro. Bine, uite. Știu. Canal. Acolo, ăla era pagina. Uite ce la știri, că ce vrei să afli? Despre noi. Intră pe canal de punct. Gata, așa, intră, așa. Uite, funcționează canal de. Dă-i accept, că ești de acolo. Survivor, Mari, ia uite, dă-i, click. Hop. Sub. Așa, de tine mereu. Așa. Vezi că v-am scumat telefon? Da, uite, că nu prea ține cum e. Tu vezi că de greu se încarcă. Pe Instagram repede intra. Eu îmi doresc, vezi? Și pe Facebook foarte repede. Uite ce zice. O bătălie unică, un singur supraviețuitor. Canal D le aduce telespectatorilor cea mai dură competiție. Din Puterea Dragului. Merge, nu merge, n-are net bun. Încarcă. Eu n-am net bun, voi n-aveți bun. Astăzi te înscrii, da?
Și eu mâine verific dacă te-ai înscris. Bine, o să vezi că nu-ți mint. Vrei să te duci? Mm-hmm. Serios? Dar știi care e faza? Eu știu să not pentru mine. Câți metri sunt acolo de apă? Care e distanța? Nu știu, trebuie să măsurăm oceanul. Depinde cât de mult te duci în larg. A, nu, acum mai greu. Minți. Cine vine aici, trebuie întâi la survival. Bine, haide, mă înscriu. Eu o să mă înscriu să vedem. Dai seama că n-a pățit nimeni nimic în atâtea sezoane. Vreau să spun doar o chestie și atâta, nu mai întreb altceva. Fii atent. Dar câte sezoane? E mai greu ca la Exatlon? Nu, cu mâncarea, cu probele, da. O spus că e cea mai grea emisiune de... Dacă stau bine să mă gândesc, Roxana, o să spun cu mâna pe inimă că nu este mai greu ca la Puterea Dragostei. Fac față atunci. Fac față. Bine, atunci după ce m-am scriu, îți trimit, îți arăt, da? Da. Îmi plac foarte mă cerce de asta. M-ați bătut joc de Cătălin? Nu. S-a apărut? Nu. Că l-am luat pe sus. Am vrut. Era ușor. Am zis, acum ori niciodată, Cătălin, te trezești sau... I-am făcut botezul. I-am făcut botezul, da. L-am dat cu aghiazmă. Nu știu, ne-a... Să trezească la așa. De ce, dormea? Cu tron. Da, era... Dormea? Era un pic așa. Emoționat, cred că. Probabil, da. După să se... Cred că a luat un Xanax, înainte să intre în emisiune. Ce i-ați făcut lui Cătălin? Cătălin? Păi s-a emoționat. Vreau să-l acuzanteze. Cum ieși autobură fetele astea pe el? Că îi place de mine, dar mie. Băi, dar zici că eram canibale aici, acum făceam din trib. S-o speria puțin ce-i drept. Este când am luat toate în genunchi aici. Dar l-am luat pe sus. Ia să vedem ce faci. Ia să vedem dacă și-a revenit. Timicipi, da. Eu nu cred. Cu fete în jur. Poate face pe tine. Bună ziua. Ia zic că cu stă Ricardo și pe la plajă. Ricardo, ce faci? E, plajă. Pe aici. Plajă. Te-ai înscris și tu la Survivor? Nu m-am înscris doar aici. Păi, joacă de copii Survivorul la față de ce e aici. Eu deja sunt câștigător dacă dau, dacă mă duc, adică ceva mai greu. Bine, vrea și Ricardo acum. Andreea vrea și Ricardo, să ce rog. Da. Ascultați-mă bine. Acolo până mâine aveți voie să vă înscrieți. Da. Nu telespectatorii, nu cei doritori. No. Voi cei de aici din emisiune. Aveți voie, vă dau voie. Așa. Să ne dați afară de aici. Da! Ai prins! Bravo, Ricardo. Mariana, e șansa ta. Da, nu, șansă unică, nu mai o să întâlnești vreodată în viața ta, Mariana. Hai. Pe mine mă interesează jadul. Deci, păi e deja bai, acolo, e deja bai, acolo, jadul Mariana. Acolo. Înoată, Mariana. Înoată el acum. Nu. E la probe. Mariana, acum o să ridic un copil. Ai luat viză pe un an de zile de stat în Turcia? Nu tratez Power of Love. Ma, băieți, ne-a never, dat. Never. Pe un an de zile ai luat viză să stai aici? Mai mult, în 2020. Mare grijă. Da, un an. Ce-a fost în capul? Eu și cu Mariana. Și tu taci? Tu taci? Chiar vreau să știi că toată lumea te vede la Survivor pe tine. Ai putea să-i faci pe acei oameni? Nu poți să not. Nu trebuie. Să pierde probele, da. Șerpii, am impresia. Oamenii, numai să margă de acolo. Se dacă oamenii. Odată pe săptămână, odată pe săptămână să dau un mis. Gătești un delicat. Lasă-mi misul, că am eu misuri, mă așteaptă. Misul, s-au propus agențiile. Mariana, dată pe nisip, nu în apă. Că în această echipă sunt 100 de oameni. Toți acești 100 de oameni te văd pe tine acolo, te susțin. Eu îl iubesc așa. Facem galerie. Te votăm. Cu vot? Dar trebuie în acest. Te băga. Eu și există posibilitatea să vină și Jador acolo, să se ducă și el. El a zis că nu se duce. Mariana, gata. Fetelor, o susțineți pe Mariana? Mariana! Mariana, tu nu-ți dai seama că tu ai șansa să câștigi. Tu îți dai seama că vor renunța toți. Nu m-am îndrăgostit de Jador. Tu îți dai seama că vor primi oameni de acolo și vei câștiga. Nu m-am îndrăgostit de Jador. Eu m-am... Dar pe ce are dacă e adevărat? Eu am ce să fac. Mariana, ori Jador... Vrei să-l sun pe Jador să-ți spună el că merge la Survivor? Ei, nu, el o să zică dacă Mariana se duce bine, eu nu. El a zis clar că nu se duce. Pe ce treabă are? Că nu o să stai să-l cicălești acolo. Arunca cu acoarele pe acolo. Dar nu, el a zis clar. El a zis clar că nu se duce. Dacă se îndrăgostește de tine acolo. El deja e îndrăgostit, nu? De tine? Da. Când am ajuns la Chișinău, m-a sunat sora lui. Cum face? A lăsat mie părul Mariana când a plecat să zic. El a zis de numeroase ori că mai bine Mariana decât. Și ce facem? Că el se întâlnește cu el la Londra. I-a dat o șansă. Păi nu, a zis că e o întâmplare. Păstorul. El nu trebuie să zic. Ne-ați plăcut să mă ia el cu el la concerte, dar se întâmplă cu ea pe ea la concerte. Păstorul. Păi eu zis pastor. Păstor.
Da. Nu e nimic de am înțeles. Doamna Andreea, canal de este privit și în sate la bunica. Nu-mi vine să cred. M-am urcat într-o rutieră simplă și eram uimită că... Deci Elea să nu mă cunoști. Eu n-am canal de și oamenii de la sate au. Am fost. Tu nu știi, Mariana, eu când merg în Moldova, oamenii... Andreea, sunt înnebuniți. Dar știi de la ce emisiune? De la Se strigă darul. Că am făcut și acolo, am filmat și acolo nunți. Dar eu cred că vestimează logic, publică. Foarte multă lume. Și se prinde canal de acolo. Nu știai că se prinde? Eu am alt pachet. Mariana, eu am un pachet. Dacă nu mă duceam în Cluj, nu eram să știu. Dar stai, a bucurat să vii aici, că știi că lumea de acasă nu te vede? Nu. Eu sunt cunoscută de la campionul care vă spunea mondial. Mă știu cu foarte multă lume cunoscută și... Bine. Dacă nu m-au recunoscut mulți de la Puterea Dragului, m-au recunoscut de la celălalt. Dar să știi că ești foarte cunoscută peste tot. Toată lumea, când mă vedem, toată lumea este om. Când o dați afară pe Mariana? Ceea ce înseamnă că oamenii te cunosc. Iubesc, doar acasă. Îi cunosc povestea, da? Oamenii multe spun, dar moldovenii știu problemele. De mine. Chiar sunt, vorbesc serios, chiar sunt. Da, să ne întoarcem la ale noastre, la dragoste. De ale lui Mitică. De ale lui Ricardo. Ce am mai făcut eu, Doamne ferește? Ai pupat-o... Ai pupat-o pe Dea? Da. Dacă ea a spus acum, da. Eu aș fi ținut secret treaba asta pentru că... Dar cum adică dacă ea a spus că tu n-ai fi spus? De ce? Păi am pus-o destule ipostaze la mijloc, nașpa, și n-aș fi vrut să o mai pun sau să o mai fac să se simtă nașpa câtuși de puțin. Și am zis să evit unele răspunsuri sau... Nu știu, ceva de genul. Aha, și ai fi vrut să ți-i ascunzi pentru tine. Da, că m-au întrebat băieții și chiar le-am spus, bă, eu nu știu ce să vă mai spun, nu știu să dau explicații, dar eu știam ce să, adică puteam să-i lămuresc, dar n-am vrut. Ai fost și tu acolo când v-ați pupat, asta era. Am fost și eu acolo când am pupat. Ce, doar v-ați pupăcit sau deja putem spune că vreți să formați un cuplu? Noi ne dorim eu am zis că... Ia vorbește. Da, mi ajută. Lasă-o pe. E cum să o lași pe ea, mă? Bărbat adevărat, mă. Nu. Păi ea e pusă puțin așa, adică ea s-a simțit puțin nașpa când a fost certurile cu Manuela și nu mai vreau să mai... Da, dar au trecut. Păi... N-au trecut, vedeți. Manuela e pe drumul fericirii, nu mai avea treabă. Am zis că vreau să mai testez. Cred că Manuela e doar o scuză. Cine? Nu? Da. Cea mai bună. Cea mai bună scuză, nu? De ce? De ce spui asta? De ce crezi asta? Crezi că ți-a pentru mai place? Că mereu se leagă de subiectul Manuela ca să evite răspunsuri. Ca și astăzi când te-a întrebat Livian sau cine te-a întrebat, ai sărutat în momentul ăsta pe Dea. A, păi că o fi, a, păi că am pus-o într-o situație proastă din cauza lui Manuela, a, păi că m-a certat cu Manuela. Da. Dar zi, frate, ai sărutat-o sau n-ai sărutat-o? De ce tot timpul trebuie să găsești scuze de genul? Adică dacă eu, nu știu, dacă vreau să sărut în momentul ăsta pe cineva, păi vreau. Și aici, și afară, și peste tot. Nu trebuie să găsesc scuze sau nu știu, stai să mă mai gândesc, o fi, o păți. E problema mea, dacă... E problema mea, dacă... Nu, el a zis că nu, pentru că știa că... De fapt, n-a zis că nu, stătea așa pe gânduri, pentru că știa că băieții îl vă-l trimite, duce și sărută, du-te, pupă sau așa, și știa că eu am să refuz și na, nu vreau să vin așa. Las, afară, nu refuz. Exact. Nu, am vrut să... Nu știu, să-l refuz datorită Manuelei, vă spun sincer. De ce? Din cauza. Cauza. Datorită Manuelei. Din cauza Manuelei, da. Din cauza Manuelei. Asta e pune-l din cauza. Păi stai că ar putea merge și datorită. Păi aia e. Altceva? Depinde. De lege. Dacă nu se explică, aflăm.